Proiectul de reabilitare și de modernizare a porții de intrare în oraș dinspre Ploiești mai are de așteptat, chiar dacă este un proiect despre care s-a vorbit foarte mult. În principal, în urma analizei pe care a efectuat-o domnul primar cu specialiștii din care se ocupă de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, s-a luat decizia ca acest proiect să fie cumva regândit în sensul de a fi inclus în posibilitățile de finanțare pe fonduri europene, astfel încât noi dorim ca odată cu demararea proiectării pentru depunerea proiectului pe axa 4 de mobilitate urbană să includem în acest proiect tot Bulevardul Unirii, însemnând din bariera Ploiești până la podul Mărăcineni, cu bandă dedicată pentru mijloacele de transport în comun, cu parcare în spic, cu asigurarea condițiilor optime de transport pe acest bulevard intens circulat din municipiul Buzău. Inițial, proiectul trebuia să fie finanțat din fonduri proprii. Prioritățile s-au schimbat însă, iar proiectul din bariera Ploiești va întârzia suficient pentru a putea fi realizat cu fonduri europene. Având în vedere această disponibilitate financiară, odată cu regândirea proiectului de modernizare a intrării pe Ploiești, aceste fonduri deja disponibile în bugetul local le vom redirecționa pentru asfaltarea principalelor străzi din zona centrală a municipiului Buzău, chiar din vara acestui an. Noi sperăm undeva la 14-15 artere importante din centrul orașului să intre în lucrări de reparații și modernizări. Tot în bariera Ploiești a început construirea a două hipermarketuri. Unul dintre ele și-a asumat finanțarea amenajării unui sens giratoriu în vecinătatea patinoarului pentru a sistematiza accesul autovehiculelor în parcare, fără să creeze probleme în traficul auto.